Continuăm cu alte subiecte. Situația alarmantă în capitală. Sute de copii ajung zilnic la spital cu viroze, pneumonie și gripă, dar nu pot fi internați din cauza lipsei de locuri disponibile. În acest context, șeful Direcției Sănătate din Chișinău, Boris Gâlcă, a declarat că a cerut ajutor Ministerului Sănătății pentru a identifica noi spații și secții suplimentare de internare. Totodată, Ministerul Sănătății susține că sistemul de sănătate este pregătit să facă față unui eventual val de creștere a infecțiilor respiratorii virale acute. Avem o presiune enormă pe spitalele pentru copii. Din nou, este depășită numărul de interneri față de numărul de paturi. Este o situație neconformă. Am identificat spații suplimentare, dar deja suntem la limită. Am luat din nou legătura cu Ministerul Sănătății pentru a identifica spații suplimentare, secții suplimentare spre activare la Institutul Mamei și Copilului, fiindcă capacitățile spitalelor de copii din municipiu sunt deja pe deplin depășite. La Spitalul de Boli Contagioase pentru Copii din Chișinău au fost înregistrate ieri 70 de solicitări, dar a fost posibilă internarea doar a 17 copii, motivul fiind lipsa paturilor. Chiar dacă numărul maxim de locuri este 100, în instituție sunt internați 131 de copii diagnosticați cu infecție respiratorie acută și gripă. Se internează pacienții care au forme grave cu sindromul de afectare a căilor respiratorii, care apare mai puțin, mai exprimat la undeva la 3-4 zi de boală cu tusă, cu asocierea bronșitei, cu asocierea pneumoniei. Dar avem forme care evoluează și cu sindromul convulsiv și cu encefalopatii toxinfecțioase, chiar și cu dureri în abdomen și cu scaune lichide. În acest context, Ministerul Sănătății precizează că sistemul de sănătate este pregătit să facă față unui eventual val de creștere a infecțiilor respiratorii virale acute. Există planuri de pregătire și răspuns pe care le vom pune imediat în acțiune atunci când atingem, când va exista această necesitate. La moment, fondul de paturi este acoperit cam în jur de 90%. Este foarte bine să ne izolăm. Este disponibil și vaccinul antigripal. Săptămâna trecută, doar în municipiul Chișinău au fost raportate peste 5.000 de cazuri virale, în creștere cu 35% față de săptămâna precedentă.